Fundația Politehnica și Biblioteca Universității Politehnica Timișoara au găzduit miercuri 19 octombrie lansarea cărții Monumente de artă timișorene, statui, busturi, obeliscuri, plăci comemorative, memoriale și omagiale. Acest volum este dedicat într-o proporție consistentă modului în care personalitățile tehnice bănățene sunt prezente în spațiu public local. Cărțile acestea, Monumente de artă timișorene, au apărut ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut în cadrul comisiei pe care îl coordonez în această asociație de memorie colectivă, tradiții și estetică orașului, care se ocupă în principal despre istoria locurilor noastre. Discutându-le, pregătindu-ne, am ajuns la concluzia că dacă le știm, de ce să nu le trecem și pe hârtie, ca să rămână și altora ceea ce noi am discutat. Și așa a apărut volumul 1 în 2013 pentru cei care doresc să vadă despre ce este vorba. Este o bibliografie foarte, foarte stufoasă, pentru că o personalitate, de exemplu, să iau numai pe Iorga, s-a scris enorm de mult despre el. Eu în câteva pagini, vreo 12-13, am încercat să concentrez toate aceste date. Volumul 1 tratează monumentele vechi ale Timișoarei, începând cu primul obiectiv de artă sau monument de artă este statuia lui Sfântului Nepomuc, care se găsește în fața Bisericii Millennium în Timișoara, la ora actuală. Capitolul 2 tratează alea personalităților, care este caracteristic pentru Timișoara, și acolo avem foarte multe personalități care și-au închinat viața propășirii Timișoarei. Capitolul 3 se referă la ctitorii catedralei mici sau a bisericii parohiale actualmente din Iosefin. În volumul 2 continui aceste monumente de artă pe care eu le-am grupat. În primul capitol tratez monumentele în care sunt ale regilor, domnitorilor, miniștrilor, și aici, bineînțeles, primul este Decebal și terminând, să zicem, ultimul, care este cel al lui Titulescu. Capitolul 2 se referă la personalitățile tehnice ale Timișoarei și aici, în principal, sunt academicienii facultății, sau mai bine zis, Universității Politehnice din Timișoara. Și capitolul 3 se referă la monumente închinate Revoluției din Timișoara și aici, în preambulul tratării monumentelor, am făcut o trecere în revistă a evenimentelor din decembrie, în câteva pagini concentrat, dar descris numai evenimentul, nu interpretat din punct de vedere politic sau social sau oricum. Bineînțeles că nu sunt terminate, lucrez deja la volumul 3, unde vor fi tratați personalitățile care au fost conducători, am denumit și aici, mă refer la militari, la revoluționari, cum e Avram Iancu sau Eftimie Murgu, sau conducătorul Revoluției Țărănește al lui Gheorghe Doja. Capitolul 2 sunt personalitățile umane, unde vor fi doctori și cei care au fost la Universitatea din Timișoara, și capitolul 3 sunt personalitățile artistice și artiștii Timișoarei. Evenimentul, care a avut loc în sala polivalentă a Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara, a fost deschis publicului larg.